Răsplata cea mai mare o vom primi când vom domni împreună cu El. Domnia de 1000 de ani o găsiți în Apocalipsa 20, 1 la 10. Apocalipsa 20, 1 la 10. Aș începe cu un comentariu, îl aveți în fața voastră. Dacă luați toată Biblia ca întreg, aveți atâtea numere de capitole sau atâtea capitole în ea și atâtea versete în ea. Și din mulțimea asta imensă de versete, 31.000 și sunt 6 care vorbesc despre 1000 de ani. 6 versete care vorbesc despre 1000 de ani, care în mod explicit pomenesc 1000 de ani. Și foarte mulți își pun o întrebare pertinentă, cred eu. Este oare înțelept ca să așez o întreagă escatologie pe 6 versete din 31.100 și nu știu câte și să zic că în baza acestor versete cred acest lucru și aștept acest lucru, mai ales că sunt într-o carte eminamente simbolică. Cu alte cuvinte, cartea în sine este extrem de ciudată, cu tot felul de viziuni și imagini pe care nici Ioan nu știe cum să le interpreteze. Și de aceea le scaldă în Vechiul Testament ca destinatarii să priceapă ceva din tot ce a văzut el în insula Patmos. În mod evident, cu astfel de statistică și întrebare, ne face un pic ezitant cu tot conceptul. Întrebarea este de ce să ne frământăm totuși cu această problemă. Sunt 3 întrebări care merită să ridică. În primul rând, oare va fi cu adevărat? Sau este doar o metaforă? Și dacă m-aș duce în bătătura unora, atunci noi trăim în 1000 de ani, noi trăim între prima și a doua venire a lui Hristos și de fapt așa ar trebui să luăm totul. Prima înviere sau întâia înviere s-a întâmplat în momentul nașterii mele, din nou, și voi reveni la lucrurile astea. Dar dacă va fi totuși, întrebarea este unde va fi? Pe o altă planetă, într-un cer nou și un pământ nou, pe pământul acesta vechi, cu oameni de toate soiurile amestecați aici? Și a treia întrebare, când anume va fi lucrul acesta? Când va fi domnia de an? Oare va fi cu adevărat? Cum aș putea să mă apropii de Scriptură să încerc să răspund la aceste întrebări? În primul rând, m-aș întreba dacă chiar nemenționat domnia de 1000 de ani, această perioadă este reclamată sau legitimată din punct de vedere biblic în Vechiul și Noul Testament. Și de aceea, în prima parte, voi petrece destul de mult timp aducând texte înaintea noastră care trebuie să alegi în fața lor. Pentru că tot ce veți auzi de aici încolo determină sau este ține de felul în care mă apropii de Scriptură. Dacă profețiile le interpretez în sens literal, da? Atunci n-am unde să ajung în altă parte. Dacă în schimb plec din start cu ideea că profețiile trebuie interpretate în sens simbolic, metaforic, atunci poți ajunge unde vrei. Și aici este dilema. Practic, întrebarea este cum ne apropiem de Scriptură, cum citim Scriptura, cât să credem ceea ce spune ea. Aș începe deci cu legitimarea vechi și nou testamentară a mileniului sau a domniei de 1000 de ani. Priviți o clipă câteva texte. Uitați-vă unde vă aflați în istorie cu ele.
Cartea Isaia, unul din profeții mari și una din profețiile cele mai importante în Scriptură, Evanghelistul Noului Testament vorbește în jurul lui 750 înainte de Hristos. Aveți capitolul 11, capitolul 65, vom citi textele din el. Apoi aveți profeția lui Zaharia, capitolul 14. Este un pic mai târziu, după repatriere, imediat în al doilea an al lui Dariu, împăratul Persilor, care atacă Grecia și începe războaiele greco-persane prin el. Dar apoi aveți Noul Testament, textul din Apocalipsa, și în textul din Apocalipsa avem cel puțin capitolul 2, promisiunea pe care Domnul Iisus o face bisericii din Tiatira, tocmai am citit-o, și apoi Apocalipsa, capitolul 9, 6 versetele 9 la 11. Acum sunt deja după Hristos, undeva la sfârșitul secolului I, sau puțin după începutul secolului I, depinde unde placez scrierea Apocalipsei în timp. Dar să le iau pe rând. Isaia, capitolul 11, începând cu versetul 1. Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Observați, este vorba de o persoană. Un odraslă va ieși din tulpina lui Isai, un vlăstar va da. Și pe urmă este descrisă persoana respectivă într-o relație absolut specială cu Dumnezeu. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Notați, vă rog, persoana aceasta va judeca, dar nu după înfățișare, nici după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Wow! Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Apoi, ceva absolut nou se va întâmpla pe pământ. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, prin puterea lui creatoare, reașează creația pe un alt făgaș. Atunci? Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Va trăi cu iarbă și semințe ca și mine și de aceea nu avea nevoie de ies și de... Dar vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Pruncul de țâță se va juca la gura, bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Ce spune de fapt textul? Va fi o persoană, odrasla davidică, vlăstarul lui Isai, va judeca cu dreptate, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și ceva nou se va întâmpla pe pământ. Ceva ce a fost probabil la început și ceva ce s-a stricat din pricina păcatului care a intrat în istoria noastră. Cum se va instaura o astfel de realitate? Aș vrea să fac mai întâi o paralelă cu Apocalipsa, capitolul 19, versetele 11 la 17. Am citit deja textul în sesiunea precedentă. Versetul 11, apoi am văzut cerul deschis. Și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Observați rezonanța vechi testamentală. El nu va judeca după înfățișare, nici cu părtinire, ci va judeca după dreptate. Și aici avem o altă persoană care vine sau este aceeași, vă las pe voi să hotărâți, care se deschide cerul, vine împreună cu sfinții lui și vine să judece și să se lupte cu dreptate. Din gura lui ieșa o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier
și va călca în picioarele teascului vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu. Va lovi pământul cu cuvântul gurii lui, o sabie ieșa din gura lui cu care va lovi, va cârmui într-un fel neamurile. Dar dacă mă întorc înapoi în versetele 3 și 4, observați, plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nu va judeca după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Acum s-ar putea să sufăr de paralelomanie, asta spun teologii. Vezi rezonanțe în diverse texte și ai impresia că e vorba despre același lucru? Sau s-ar putea să fie vorba despre același lucru? Dar toate astea va trebui să le hotărâm stând în fața Scripturii. Să las puțin capitolul 11, să mut un pic mai departe, în Isaia. Nu uitați să avem Isaia 53, Isaia 63, de parcursul citirii cărții. Și am ajuns aproape la sfârșitul cărții, 66 este ultimul capitol. Ascultați, vă rog, câte ceva din capitolul 65, începând cu versetul 17. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Cum se împacă afirmația aceasta cu cele care le găsesc în Apocalipsa? Și aici este pericolul paralelomaniei. Dacă nu știi să judeci lucrurile, poți veni și suprapune texte care n-au nimic a face unul cu celălalt. De pildă, în capitolul 21, versetul 1, citesc în Apocalipsa. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Marea nu mai era. Deci am să fac ceruri noi și un pământ nou, să fie oare acesta? Cerul și pământul nou din versetul 1 din Apocalipsa 21. Acum, dacă cred că revelația are ingrediente, are proporții și are o secvență a revelației, e foarte important să ții cont de toate aceste lucruri. În Apocalipsa 21, toți dușmanii lui Dumnezeu sunt deja măturați și făcuți așternut al picioarelor Domnului nostru Iisus Hristos, absolut toți, inclusiv judecata a avut loc. Toți cei cine au fost scriși în cartea vieții mielului vor fi aruncați în sau au fost aruncați în iazul de foc. Oare în Isaia 65 aș putea plasa cerul nou și pământul nou pe același calapod, în același loc, în aceeași secvență istorică? Uitați-vă ce scrie Isaia 65, versetul 17 și comparându-l cu Apocalipsa, va trebui să mă distanțez într-un fel de cele două, să zic, nu poate fi vorba de unul și același lucru. Este oare posibil ca cerul nou și pământul nou din Isaia să se datoreze înnoirii care se va întâmpla în 1000 de ani de domnia lui Hristos, în care satana care înșela toate neamurile este aruncat în adânc și pecetuit adâncul peste el și Hristos va domni cu ai săi pe pământ? Cum va arăta istoria? Acum, noi am distrus pământul, dragii mei, într-un jumătate de secol. L-am făcut praf. Cu 2000 de ani în urmă, Domnul Iisus ne-a spus, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Neblândețea este competiția afirmării de sine, care este rădăcina tuturor războaielor și conflictelor și nenorocirilor și a tuturor devalizării, nu a băncilor, ci a pământului, a universului lui Dumnezeu. Am auzit statistici care m-au îngrozit. Cum citesc și ascult oameni care vorbesc despre diabet și despre toate astea, dragii mei, ce am făcut cu planeta numai în ultimii ani este incredibil. Câte otrăvuri bem zilnic. Duceți-o la analiză și vedeți ce cumpărați din prăvălii și cu ce dăm copiilor noștri. Tot ce se desprinde din plasticul ăla, îl bem și se adun în cercișor. Ne întrebăm, de ce e cancer în stânga, cancer în dreapta, cancer la copii, cancer la bătrâni? Suntem îngroziți, dragii mei. Domnul Iisus ne-a lăsat în voia minții noastre blestemate și noi am făcut din planeta Lui ceea ce am făcut. Este oare posibil ca în domnia de 1000 de ani să se întâmple ceva cu planeta aceasta? Noi acum ne străduim cu emanațiile de gaze, cu emanațiile de bioxid de carbon, încercăm să restricționăm vorba regelui care a plecat dintre noi, regelui Mihai.
Noi am luat planeta ca împrumut de la copiii noștri. Da? Nu lăsăm moștenire copiilor noștri, ci am luat-o ca împrumut de la copiii noștri și le lăsăm totul făcut praf. Da, nu știu. Să citesc textul mai departe, să vedem ce spune Isaia. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face, căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Wow! Voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Versetul 19. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Aproape că m-aș muta în capitolul 21 din Apocalipsa. Doar că am o problemă. Ca Dumnezeu să se poată bucura asupra Ierusalimului și asupra locuitorilor lui, trebuie să se întâmple câte ceva în istorie. Și vă spuneam la început, când te gândești la semnele care prevestesc venirea Domnului Iisus Hristos, trebuie să privești în două părți. Să privești la Israel și să privești la biserică. Și semnele vor fi în ambele situații. Doar că ne obișnim atât de mult cu ele, încât nu ne mai pasă. Și de aceea ne va lua prin surprindere, probabil. Dar ca Dumnezeu se poate veseli asupra Ierusalimului, trebuie să se întâmple Ezechiel 38-39 și Zaharia, capitolul 12 la 14. Dacă mă gândesc la Apocalipsa 21, versetul 20, sunt tot în Isaia, și versetul 20 continuă câteva lucruri care pe mine foarte mult m-au bucurat în timp ce vegheam la căpătâiul lui Filip nopțile respective și nora a dus greul. Dar când te uiți la pruncul tău care se stinge și citești un astfel de verset, ai fugit cu el înaintea lui Dumnezeu și ai zice, Doamne, adu vremea asta cât mai repede. Dar uitați-vă ce spune textul. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrân care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri la o vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Acum, versetul ăsta nu-l pot pune în Apocalipsa 21, nici dacă vreau. Nu-i așa? Pentru că toți dușmanii lui Dumnezeu sunt măturați în iazul de foc, absolut toți sunt făcuți așternut al picioarelor lui și dacă respect secvența evenimentelor, versetul ăsta n-am cum să-l așez acolo. Și atunci încep să reevaluez tot ce am citit și mă întreb despre ce ceruri nou și pământ nou să fie vorba, cum se vor întâmpla aceste lucruri, care sunt evenimentele care pot justifica o interpretare literală a unui astfel de text. Versetul 21. Vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul. Căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Incredibile promisiuni. Versetul 23. Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind. Wow! Wow! Căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie. 65 cu 11 se adună la oaltă, da? Leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Zice Domnul. Am spus că toate aceste lucruri, ca să se întâmple ceva special, trebuie să se întâmple în Israel la ora asta. Și un pic mai târziu, Sami, dacă rabzi, o leacă. Și toate trebuie să se întâmple în Israel și trebuie să trec prin Isaia 38-39, care este o vale extraordinară, care pregătește într-un fel Zaharia 12 la 14 și venirea lui Hristos în Apocalipsa 19-11 în jos, după care începe domnia de ani de mai târziu.
Zaharia, capitolul 14, versetele 3 la 21, ne spune că Domnul Iisus Hristos va domni, sau Hristos, Mesia, va domni pe tot pământul, Dumnezeul oștirilor. Dar lăsați textul din Zaharia pe mai târziu și să mă mut în Noul Testament, pentru că și în Noul Testament există texte care, dacă îi se le înțeleg așa cum sunt scrise, cer o astfel de perioadă și nu știu exact ce se va cu ele. În primul rând este promisiunea făcută bisericii din Tiatira, am vorbit despre ea și am întrebat când și unde Biserica lui Hristos în istoria aceasta poate împlini o astfel de profeție. Noi am fost trimiși ca miei în mijlocul lupilor și nu ni s-a dat un toiac de fier să-i zdrobim ca pe niște vase de lut și să domnim, să cârmuim lumea. Și biserica a încercat de câteva ori și a ajuns rușinea istoriei, dragii mei, pentru că a mers împotriva planului lui Dumnezeu. Versetul 26 din capitolul 2. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. A birui înseamnă a rămâne credincios Domnului Iisus Hristos, da? Îi voi da stăpânire peste neamuri. Adică? Celor ce nu au primit pe mână și pe frunte semnul fiarei. Asta înseamnă a birui. Gândești gândurile lui Hristos și trăiești faptele lui Hristos, da? Primești pe frunte și pe mână semnul fiarei. Cu alte cuvinte, te aservești intereselor lui prin felul în care gândești și în felul în care trăiești. Ei vor birui, cei care vor refuza lucrul acesta? Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Dar este un text interesant în Apocalipsa, capitolul 6, versetele 9 la 11, am făcut aluzie la el în întâlnirile precedente. Sufletele martirilor de sub altar, pe lângă faptul că sunt conștiente și strigă la Dumnezeu și întreabă, până când, Stăpâne, ai de gând să nu răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Dar când citesc textul, versetul 9, după ce se rupe pecetea a cincea, când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Pe toți aceștia îi găsești în textul din Apocalipsa, domnind împreună cu Hristos, da? Toți cei care au plătit cu viața, mărturia lor, credința în Domnul Iisus Hristos. Dacă aș trage concluzia, aș putea spune, și am luat doar câteva texte din Biblie, și în Vechiul și în Noul Testament există texte care nu menționează ad literam, mii de ani, dar a căror împlinire reclamă o astfel de perioadă. Pentru că nu știu ce să fac cu ele, decât dacă le pun deoparte prin modul meu de a le interpreta. Și atunci pot să fac ce vreau cu ele. În lumina textelor care tocmai le-am parcurs, am tras peste prima întrebare. Și am transformat-o într-o afirmație. Biblia îmi spune că va fi o astfel de perioadă. Întrebarea este unde și când? Întrebarea este unde și când? Atunci când mă gândesc la prima întrebare, la unde, răspunsul simplu și direct este aici, pe pământul nostru cel vechi. Da? Dacă mă uit doar la textele care le aveți în fața voastră, Hristos vine din cer pe pământ, da? Vine din cer pe pământ, pe urmă, îngerul vine din cer și pune mâna pe balaur și îl leagă și îl scoate afară din împărăția lui și îl aruncă în adânc și pecetluiește adâncul peste el. Și după mii de ani, când Satana este eliberat pentru puțină vreme, el vine cu o furie mare și adună o oaste incredibilă pe împărații pământului. Cu alte cuvinte, toate textele astea mă duc aici pe planeta noastră, mă duc aici pe pământul nostru vechi. Aici vine Hristos, aici vine Îngerul din cer și aici adună Satana. După mileniu aduce o armată împotriva Ierusalimului și focul din cer nimicește toată această coaliție. Atunci când pun întrebarea când, încep să mă pierd în păienjenișul de teorii. Da? Nu voi intra seara asta la ele, o las pe mâine dimineață să fiți proaspeți, dar
Observați, dacă iau doar câteva dintre ele, pentru că este o listă lungă, o găsiți în cartea Apocalipsa. Unii vorbesc despre premilenism, Hristos vine să instaureze mileniu, alții despre postmilenism, noi biserica trebuie să așezăm mileniul pe pământ, Hristos vine doar să domnească și amileniștii care spun, nu, toată povestea asta nu poate fi interpretată literal și de aceea noi trăim în mileniu, noi suntem biserica lui Hristos, satana este legat, martirii domnesc, nu aici în ceruri și în felul acesta am rezolvat problema și nu mai trebuie să aștept domnia împreună cu Hristos. Dar toate astea le las pentru sesiunea următoare. Întrebarea este ce spune textul din Apocalipsa. Dacă vă uitați la secvența tablourilor din Apocalipsa, am revenirea lui Hristos în capitolul 19, în capitolul 20 am domnia de ani, capitolul 20, versetul 11 la 15 am judecata și în capitolul 21 la 22, ultimele două capitole din carte, am un cer nou, un pământ nou, pomul vieții, râul vieții și sfârșitul istoriei, într-un fel, pământești, pentru că noi vom fi în prezența lui Dumnezeu. Deci acestea sunt tablourile. Și alții au constatat același lucru. Tabloul 1, 2, 1, 3 și 4 nu ridică probleme pentru nimeni. Revenirea lui Hristos, judecata. Tabloul 2 e cu probleme. Oare cum să iau domnia de 1000 de ani? Acolo sunt toate discuțiile legate de domnia asta Domnului Iisus Hristos. Dar despre ce este vorba în text? Dacă intru în textul nostru, în cele câteva versete, 1 la 10, în primele trei versete, satana este legat pentru 1000 de ani, ca să nu mai înșele neamurile. Cu alte cuvinte, noi trăim într-o lume spirituală și în urechile noastre sunt mereu șoapte. Mereu șoapte, suntem trași ba într-o parte, dar în alta. Și noi deschidem într-un fel ușa inimii, ușa vieții noastre, într-o direcție sau alta. Dăm crezare unui glas sau celuilalt glas. Și în felul acesta ne trăim viața în furca edenică. 1 la 3, satana este scos de pe scenă să nu mai înșele neamurile. 4 la 6 este domnia de 1000 de ani. Pe urmă 7 la 10, satana este dezlegat și el se ridică mânios, știe că mai are foarte puțină vreme, se năpustește și adună pe împărații pământului la ultimul război împotriva celui ce domnește, împotriva guvernului, dacă vreți, cristic, care a fost instalat. Când mă gândesc la primul tablou, legarea lui Satan, și citesc Biblia, văd că el este biruit în etape. Este biruit în etape. Sesiunea următoare voi detalia lucrul acesta citind texte. Acum vă pomenesc doar etapele. În primul rând, Domnul Iisus Hristos, când a venit, prin moartea lui pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare, ieșind biruitor asupra lor, pe cruce, da? A dezbrăcat domniile și stăpânirile, ieșind biruitor asupra lor pe cruce. În etapa 2, satana este aruncat în adânc. În etapa 3, este aruncat în iazul de foc. Cu alte cuvinte, biruința asupra șarpelui cel vechi, asupra lui satana, se va întâmpla în etape. Coloseni, capitolul 2, versetele 15, vorbesc despre dezbrăcarea domniilor și stăpânirilor. Nu citesc textul acum. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 7, după moartea și înălțarea Domnului Iisus Hristos, se declanșează un război în ceruri, Mihail și îngerii lui luptă împotriva balaurului și a îngerilor lui și balaurul se luptă, șarpele cel vechi, despre el este vorba de cel care a dus într-un fel toată ispitirea în istoria noastră. În momentul acela, el este aruncat afară din ceruri și se face liniște în ceruri. Dar vai de voi, pământ și mare, diavolul s-a coborât la voi, cu mânie mare, știe care puține vreme. Cu alte cuvinte, diavolul își regrupează toate forțele împotriva lui Israel. Israel este luat de Dumnezeu și din fața balaurului și dus în pustie până la vremea hotărâtă de el. Și atunci el se regrupează împotriva bisericii lui, versetul 17 din capitolul 12. Ultima etapă a biruirii lui se întâmplă în momentul în care, după 1000 de ani, este aruncat în iazul de foc, acolo unde sunt ceilalți dușmani ai lui Dumnezeu. A mai rămas doar oamenii care nici în 1000 de ani n-au răspuns lui Hristos. Au rămas doar oamenii, este judecata din capitolul 20, de la 11 la 15. Dar să intrăm în domnia de 1000 de ani, vom detalia biruința supra șarpelui în sesiunea următoare.
Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit, până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt toți cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Ce înseamnă vor fi preoți ai lui Dumnezeu și vor împărăți împreună cu el 1000 de ani? Cum ați defini preotul? În cuvinte simple, este un mijlocitor între Dumnezeu și oameni, da? Mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și când eu îmi iau în serios preoția, mandatul preoției, știu că nu sunt aici ca să fac case ca și ceilalți, ci ca să mijlocesc într-un fel relația celor din jurul meu cu Dumnezeu. În primul rând fiind lumină și sare și în al doilea rând fiind gata să dau socoteală de nădejdea care este în mine. Și ăsta este mandatul meu și de asta voi da socoteală la judecate înaintea Domnului Iisus Hristos. Observați, și atunci, pentru că venirea lui Hristos nu va înlocui pe cei care trăiesc pe planeta aceasta doar cu cei înviați din morți și cu cei transformați, ci vor fi într-un fel oameni în perioada respectivă care au nevoie de mântuire, cei care vor domni cu Hristos vor fi preoți și vor domni împreună cu El 1000 de ani. Dar se ridică câteva întrebări. În primul rând, peste cine vor împărăți ei? Și în al doilea rând, cine sunt cei care vor împărăți peste aceștia, nu? Peste cine vor împărăți ei? Mă întorc înapoi în Apocalipsa 16. Imaginați-vă că cartea Apocalipsa, cel puțin înțelegerea mea, este scrisă într-un mod ciudat și dacă nu pricepi structura pe care o folosește Ioan, te pierzi în ea. Pentru că el începe un lucru, lasă, trece în altă parte și imaginați-vă ceva care se învârte și trece prin carte până când ajunge la sfârșitul ei. Ori, capitolul 16, versetul 12 este important pentru că pregătește terenul pentru venirea lui Hristos. Al șaselea înger a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Armagedon. Armatele de la Armagedon sunt ucise cu sabia gurii lui Hristos și cele două marionete ale balaurului sunt aruncate în focul cel veșnic. Observați, am terminat în versetul 16. Ca să duc istoria mai departe, trebuie să sar în capitolul 19. Și dacă scoate tot ce este la mijloc, textul se continuă și în felul acesta scrie Ioan lucrurile. V-am atras atenția în sesiunea precedentă, când împărații pământului îl văd pe Hristos venind ziua mâniei mielului și strigă munților, cădeți peste noi. Mă uit la toată povestea și în loc să văd revărsându-se mânia lui Dumnezeu, imaginea se mută. Și nu știu ce se întâmplă, dacă nu cunosc cartea Ezechiel, nu pricep ce se întâmplă. Dar în cartea Ezechiel am o scenă asemănătoare, când văd tronul lui Dumnezeu în forma aceea ciudată, nu știu exact ce este și de ce o descrie așa Ezechiel. La un moment dat văd 6 oameni cu uneltele lor de nimicire care stau lângă altar. Templul era deja pângărit, Duhul lui Dumnezeu era plecat. Ezechiel are viziunea respectivă în care este dus în templu să vadă toată murdăria din templu, să înțeleagă de ce îl dărâmă Dumnezeu. Și cei 6 oameni sunt lângă altar, locul judecății, gata să pornească prin cetate, să omoare fără milă bărbați, femei, copii. Și dintr-o dată apare un om în haine albe, cu o călimară în mână. Și omul acesta în haine albe primește o poruncă, trece înaintea lor și pune un semn pe fruntea celor care își chinuie sufletul și plâng.
Și omul acesta pleacă prin cetate și face semnul pe fruntea celor care trebuie scutiți de pedeapsa lui Dumnezeu. La un moment dat îi se dă o poruncă. Vâră-te între heruvim și ia foc dintre heruvim. Și unul dintre heruvim întinde mâna, ia focul mâniei lui Dumnezeu și îl pune în mâinile omului în haina de in. Și primește porunca. Aruncă-l peste cetate. Și ridică mâna și aștept să văd cum focul acesta prăjolește tot. Dar se rupe imaginea și începe să fie deschisă slava lui Dumnezeu. Și pe mine mă lasă cu o întrebare. Ce s-a întâmplat? A aruncat? N-a aruncat focul? Domnul Iisus zice, n-am venit să aduc pace, am venit să aprind un foc pe pământ. Dar el și-a turnat focul în cap. Ca să lase loc pentru... Ei, când mă mut în Apocalipsa, se rup pecețile. Ați văzut pecetea 5-a, pecetea 6-a. Înainte să rupă pecetea 7-a, la un moment dat apare un înger, pentru că cei patru îngeri care trebuiau să aducă pedeapsa asupra pământului, spune, stați, nu vă temați pământul, până vom pune pecetea pe fruntea robilor lui Dumnezeu. Și urmează paranteza aceasta mare, practic focul mâniei lui Dumnezeu a fost luat, Hristos l-a luat asupra Lui, să lase loc pentru pecetluirea copiilor lui Dumnezeu. Și noi trăim în perioada aceea de har, în care putem fi pecetluiți pentru Dumnezeu. Observați, tiparele le regăsesc în carte, dar pentru asta trebuie să citesc Biblia un pic mai atent. Nu pot să o citesc pe sărite, luând doar versete cheie din ea, ci să descoper căile Domnului, tiparele după care Dumnezeu a gândit istoria și desfășoară istoria. Mă întorc înapoi în cartea din Apocalipsa, din pasajul din Apocalipsa, capitolul 19, versetul 11, pentru că aici războiul de la Armagedon este descris pentru mine. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât el însuși. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca în picioare teascul vinului mâniei aprinse a Dumnezeului atotputernic. Totputernicului Dumnezeu, pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Peste cine va domni? Imaginați-vă că în momentul acela, Hristos, dacă aș citi textul mai departe, cu sabia gurii lui ucide pe cei adunați împotriva poporului său, cu sabia gurii lui. Dar ceilalți care au rămas acasă, pe planetă vor fi oameni, nu puțini. Cu alte cuvinte, venirea lui Hristos va întrerupe istoria, dar istoria nu va fi golită de toți locuitorii ei, ca să rămânem numai noi câțiva pe pământ și să domnim cu Hristos, ci vor fi și unii și de alții în istorie. Întrebarea este, cine va guverna lumea împreună cu Hristos? Dacă mă uit atent la text, descoper câteva grupuri de oameni. În primul rând s-au așezat niște scaune de domnie, nu știu câte, niște scaune de domnie și unora li s-a dat judecata și au șezut pe aceste scaune de domnie. Când Pavel scrie Corintenilor, pentru că vede nedreptățile din biserică pe care nu le știu rezolva, zice, nu știți că noi vom judeca lumea? Nu puteți judeca lucruri de mică însemnătate care sunt între voi? Cu alte cuvinte, avem dreptarul cuvântului lui Dumnezeu. Ar trebui să ne deprindem, să rostim într-un fel adevărul înaintea altora, să spunem ceea ce spune Scriptura. Dacă nu practici lucrul acesta, ce o să faci atunci? Deci, în primul rând, cred că în istorie Dumnezeu a avut oameni incredibili. Nu știu cine vor fi ei. Dacă e Ilie, mi-e și frică să stau în prezența lui, pentru că el cere foc din cer cu un singur cuvânt, țineți minte istoria lui, cât era în trup, cum o fi acum. Dar este doar prima categorie. A doua categorie este cei care au plătit cu viața mărturia lor, cei despre care am vorbit la ruperea pecetii a cincea. Sub altar, sufletele lor strigau, până când, stăpâne,
ai de gând să întârzi, să zăbovești și să nu răzbuni, sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Dar există și o a treia categorie. Toți cei ce vor fi biruit pentru că nu s-au închinat fiarei, n-au primit pe frunte numele sau numărul ei și nici pe mâna dreaptă. Cu alte cuvinte, și-au păstrat gândirea și trăirea aliniate la cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, tot felul de teorii. Țin minte că eram în Doha, zburam spre Australia și ne-am prezentat pașapoartele, niște indieni au luat pașapoartele, au luat pașaportul în mână, zice, wow, ce pașaport, erau pașapoarte biometrice. Când le-am scos de la secția de pașapoarte, știu că a venit o femeie romă și a zis, mie nu-mi trebuie de asta, trebuie să-l înnoiți în fiecare an. Nu vin și în ultima, dar mie nu-mi trebuie 666, le zice ea. Uitați-vă la tot felul de teorii legate de astea, la chipuri care se implantează. În ultimă instanță, dacă înțeleg bine, este vorba de compromisurile pe care le primim în gândire și trăire. Pentru că 666 trebuie să fie adevărat de-a lungul întregii istorii. Capătă forme diferite, materializări diferite în istorie, dar în ultimă instanță totul are de-a face cu închinarea lui Dumnezeu sau închinarea la fiară. Ori biruitorii sunt cei care au refuzat, într-un fel, cu un preț destul de mare. Pentru că dacă vrei să trăiești cinstit, nu poți vinde și cumpăra. E adevărat și acum, da? Poate nu proporțiile care vor fi în istorie mai târziu, dar e foarte greu să faci afaceri, de pildă, cinstit. Și atunci trebuie să te mulțumești cu ceea ce-ți dă Dumnezeu și să fii mărturie pentru Hristos acolo unde ești. Nu-ți vinde sufletul pentru un pumn de arginți. Ce să faci cu ei? Lași aici oricum. Deci sunt câteva categorii de oameni pe care îi găsesc în textul din Apocalipsa. Și textul se încheie așa. Fericiți și sfinți sunt toți cei care au parte de întâia înviere. Asupra lor, moartea a doua, adică despărțirea finală de Dumnezeu, nu mai are nicio putere, ci ei vor domni împreună cu Hristos, timp de 1000 de ani. Cine intră în al treilea grup? Primele două grupuri, știu că, nu știu exact dacă n-ajung și eu în grupul 2, încă istoria nu s-a încheiat nici pentru mine, dar în grupul 1 probabil nu, pentru că sunt și are Dumnezeu oameni giganți la care ne uităm. Dar în grupul 3, da, cei care rămân credincioși lui Hristos, aș vrea să înțeleg cine intră acolo. Mă întorc înapoi în capitolul 4 din 1 Tesaloniceni și versetul 13 spune, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu fiți ca cei care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. În El. Observați, va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei care au rămas credincioși până la moarte, care au prețuit mai mult relația lor cu Dumnezeu decât lucrurile materiale pe care le-ar fi putut câștiga prin compromisuri și prin minciună. Cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciună vor fi afară, spune Scriptura. Și de aceea, într-un fel, observați cât de largă e categoria aceasta, cei care au adormit în El. Și versetul 15 continuă. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Cu siguranță, Pavel nu vorbește despre noi cei vii de pe planeta asta, ci noi cei vii care suntem credincioși Domnului Iisus Hristos. El scrie bisericilor din Tesalonic, care erau în mijlocul suferințelor, dar care intraseră pe poartă și luptau să stea lângă Domnul Iisus Hristos. Și atunci el se referă la cei credincioși. Deci, pe de o parte, vor învia cei morți în Hristos, pe de altă parte, noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Lui, vom fi schimbați și răpiți împreună cu ei în nori, ca să fim pentru totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, cu aceste cuvinte, încheie Pavel versetul 18. Acum, dacă aș vrea să diferențiez, să înțeleg mai bine categoria asta treia, dacă citiți Apocalipsa, de fapt, toată istoria
începe cu un nume și se termină cu un nume. Atunci când Nimrod adună mulțimea de oameni în jurul lui și zice, haideți să facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul, să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Dintre cei care construiau cetatea, Dumnezeu îl bate pe umăr pe Avram și îl cheamă afară. Pentru că textul spune să ne facem un nume. Astea sunt vorbele lui Nimrod. Vorbele lui Dumnezeu sunt, lasă-mă să-ți fac eu un nume. Dar poți să-ți legi numele de cărămiz și smoală sau poți să-ți legi numele de Dumnezeu. Poți să-ți faci singur numele prin faptul că dai din mâini și pictezi și scrii și ții conferințe și ești un medic faimos sau un cântăreț de frunte sau îl lași pe Dumnezeu să-ți facă un nume, rămânând smerit la picioarele Lui și slujindu-L pe El, căutând foloasele Lui, nu foloasele tale. Deci așa începe istoria. Cum se termină istoria? Cu două categorii de oameni. Unii aveau pe frunte și pe mână numele fiarei, alții aveau pe frunte și pe mână numele lui Dumnezeu. Și felul acesta, numele pe care îl porți, nu uitați promisiunea pe care o face Dumnezeu, celui ce va birui, voi dau piatră albă pe care este scris un nume. Nu-l știe nimeni decât eu cel care îl dau și el cel care îl primește. Un nume nou. Numele, într-un fel, este un numitor comun, care, un fir roșu care colindă istoria. Dar atunci când mă uit în Apocalipsa, la sfârșitul istoriei, pot să primesc numele fiarei sau pot să primesc numele lui Dumnezeu. Cum se întâmplă lucrul acesta? Dragii mei, versetul 9 din capitolul 14, 9 la 12, cred că dezleagă lucrurile. Și dacă mai aduc și un text de la sfârșitul cărții, lucrurile devin destul de clare. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână... Încă o dată, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte și pe mână, deci închinându-te fiare, ce înseamnă închinarea? Recunoașterea celui din căruia te închin ca domn, ca autoritate ultimă în viața ta, ca cel care trebuie ascultat sau merită să fie ascultat. Și primește pe mână și pe frunte în gândirea lui și în trăirea lui, perceptele lui, ambițiile lui, planurile lui și devii un agent care promovezi interesele celui rău. În felul acesta se întâmplă lucrurile. Dar vine și consecința. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Pe de o parte. Pe de altă parte... Observați, este a doua categorie. Când îi pun față în față, încep să se clarifice lucrurile. Aici este răbdarea sfinților care, citiți cu mine, păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Da? Cum începe convertirea mea? Mărturisindu-L pe Hristos ca Domn, nu pe dracu ca Domn. Da? Când îl mărturisesc ca Domn, îi dau înapoi în mână dreptul de a hotărâ ce-i bine și ce-i rău pentru viața mea. Și încep să întresc viața în lumina poruncilor Lui, ținându-mă de Hristos prin credință. Da? Ținându-mă de Hristos prin credință. Când citesc textul acesta, pot să răspund la întrebare. Cum primești semnul fiarei pe mână sau numerul numelui ei? Foarte simplu, închinându-te fiarei, trăind după poruncile lui, așteptările lui, perceptele lui, promovând planurile lui. Cum primesc numele lui Dumnezeu? Trăind după poruncile lui Dumnezeu, promovând împărăția lui Dumnezeu. Luând în serios rugăciunea pe care m-a învățat Domnul Iisus să rostesc, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Dragii mei, nu e doar o rugăciune, ci este un mod de viață. Un mod de viață, căutând împărăția, trăind pentru împărăția lui Dumnezeu, preoțind pentru Domnul Iisus Hristos. Dar consecințele sunt un destin veșnic. Cei care au primit numărul sau numele fiarei vor fi afară. Cei care au primit numele lui Dumnezeu vor fi înăuntru. Și nu-i tot una, în lumina cărții Apocalipsa, ce destin voi avea sau ce destin vei avea. Versetul 1 din capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou,
pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Interesant. Noi avem o mulțime de cântări cu plecăm în cer, mergem în cer și așa mai departe, dar cerul vine la noi, nu noi mergem la el. Cu alte cuvinte, ca să bea rodul viței, cineva trebuie să o planteze, trebuie să existe pe undeva. Și este interesantă povestea asta, cum ni se implantează gânduri în minte. Dar observați, noul Ierusalim se coboară din cer. Versetul 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Aș opri pentru un comentariu. În Isaia 65 am citit de la versetul 17 înainte că cel care va muri la 100 de ani va muri ca nelegiuit, ca blestemat, ca păcătos. Cum aș putea să pun textul acela în acest context? Când moartea nu va mai fi. Nu va fi nici țipăt, nici durere. Lucrurile dintâi au trecut. Observați, elementele astea mă obligă să separ, deși sunt aceleași cuvinte, să separ conceptele și zic, fiecare concept își are locul lui în istorie. Locul lui în istorie. Versetul 5. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Ce interesant! Dacă mă uit la promisiunile bisericilor din Apocalipsa, sunt o mulțime de lucruri spuse acolo, dar un lucru primează acesta. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Moștenirea mea este Domnul. Nu ce-mi dă el. Când mă interesează ce-mi dă el sau ce-mi ia el, dragii mei, sunt pe buza idolatriei. În ultima instanță, Domnul este moștenirea mea, partea mea de moștenire, spune psalmistul. Doar că versetul 7 este în contrast cu versetul 8. Dar afară, observați, cei care sunt înăuntru și au acces la pomul vieții, în cetatea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, ei sunt biruitorii. Cei care n-au primit numărul și numele fiare pe mână și pe frunte, dar cei care au făcut-o sunt descriși în capitolul 8. Și acum mă uit la cei dinăuntru și la cei din afară și încep să înțeleg în ce constă acest număr al fiarei. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cum ajungi așa, închinându-te fiarei, recunoscându-L ca Domn și Dumnezeul tău și trăind în ascultare de El, lăsând ca duhurile care te influențează să-ți miște mâinile și picioarele și gândirea? Cineva spunea, există un moment care e cel mai trist din toată istoria pentru Dumnezeu. Când înainte de potop se uită la planeta aceasta și spune, îmi pare rău că l-am făcut pe om pe pământ. Toate întocmirile gândurilor lui sunt îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Imaginați-l pe Creatorul privind la creația lui și zicând aceste cuvinte, îmi pare rău că l-am făcut pe om pe pământ. Dar Dumnezeu avea planul de mântuire și îl și pornește prin Avram și îl desăvârșește prin Fiul lui, prin Hristos sau sămânța lui, și de aceea, într-un fel, istoria se termină pe două categorii de oameni, unii înăuntru, alții în afară. Dacă mă întorc în capitolul 5, în capitolul, un capitol superb, mielul se ridică să înceapă să rupă pe cețile după ce, zice, am plâns mult pentru că nimeni nu s-a găsit vrednic să ia cartea, să rupe pe cețile, să uite în ea. Și când mielul se ridică, cerul izbucnește în cântări de laudă. Și ascultați cântecul din versetul 9.
Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rup pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Da? Ei vor împărăți pe pământ, dar vor împărăți ca preoți ai lui Dumnezeu, da? Ca preoți ai lui Dumnezeu, mijlocind într-un fel relația dintre Dumnezeu și om. Aș reciti promisiunea făcută bisericii din Tiatira, pentru că cu asta nu știu ce să fac. Toate celelalte șase promisiuni le pot împinge în ultimele două capitole din Apocalipsa, dar cu asta nu știu ce să fac. Și ca să nu-L fac pe Dumnezeu mincinos și să-I spun că le-a spus la cei din Tiatira vorbe goale, observați, un astfel de text reclamă o astfel de perioadă, tot ce discutăm noi acum. Celui ce va birui și cel ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu de la Tatăl meu. Ori, o astfel de promisiune, nu știu unde în altă parte să o șez în lumina Scripturii decât în domnia de 1000 de ani. Cei ce vor fi biruit, întrebarea mea este ce înseamnă a birui. Să iau doar versetul 12 din capitolul 9. A păzi cuvântul lui Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. A păzi cuvântul lui Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Care e pericolul? Neavând timp pentru Scriptură, Biblia începe să devine foarte confuză pentru mine. Și diavolul este destul de șireț să folosească Scriptura împotriva Scripturii. Când l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, nu s-a sfiat să zică, este scris. Și, dragii mei, nu este un lucru pe care să nu-l pot justifica cu Biblia. Când scot textele din context și mi-alcătuiesc cutiile mele teologice, în care încep să cred atât de mult încât le apăr cu orice preț. Dar dacă dau drumul din mână la cutiile mele teologice, de aceea îi sfătuiesc pe tineri, nu intra într-o cutie teologică, pentru că îți va lua o viață să ieși din ea și s-ar prea putea să nu poți ieși din ea. Și de aceea pe mine nu m-ați auzit spunând sunt arminian sau calvinist sau premilenist sau postmilenist sau amilenist, pentru că odată ce intri într-o cutie teologică, tu nu mai vezi altceva, ți-ai pus niște ochelari. Și în felul acesta rămâi deschis la Scriptură și lasă-te surprins de Dumnezeu cu texte cu care nu știi ce să faci. Dar când ai prins un text cu care nu știi ce să faci, cum mi s-a întâmplat mie săptămâna trecută, nu tai afară din Biblie textul, ci pun un semn de întrebare după teologia mea. Zic, Doamne, cum aș putea armoniza în gândirea mea și textul acesta? Ce să fac cu el? Vom da de el un pic mai târziu. Dar a birui înseamnă a păzi cuvântul lui Dumnezeu, ori nu poți păzi ceea ce nu cunoști. Și de aceea, Pavel, dacă el scrie epistola către evrei, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să învețe cele din tăi adevăruri ale Dumnezeu. Aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Nu v-ați întrebuințat mintea să deosebiți binele de rău. Ați fost prea preocupați cu deșertăciunea. Și atunci ești o pradă extrem de ușoară. Pruncii sunt ușor de înșelat și spiritualicește. Nu numai fizic. În perioada de domniei de 1000 de ani, Domnul își va impune legea. Dacă își va impune legea, dacă va restricționa păcatul, dacă Satana este scos de pe scenă să nu mai înșele neamurile, imaginați-vă ce s-ar putea întâmpla cu pământul, cu universul, cu natura noastră într-o 1000 de ani. Eu văd numai ce s-a întâmplat în grădina mea de când am fost copil și până acum. V-am spus, neavând tată, a trebuit să-mi câștig pâine aducând 6 coșuri de prune și vânzându-le cu cana în fiecare dimineață de la ora 3 în fața lui Janos Herbach, era fabrica de încălțăminte, intrau pe schimburi de la 3 începând și în fiecare vară prunii noștri gemeau ca în vara asta. Problema cu vara asta este că majoritatea sunt pe jos. Nu mă întrebați de ce atunci, nu? Și acum da. Dar pe măsură ce se mulțește păcatul, se strică totul în jurul nostru, pentru că este o simbioză între universul nostru și între cel spiritual, universul material. Imaginați-vă cum ar fi dacă s-ar conduce fiecare popor după legile lui Dumnezeu.
Un an, 10, 20, un secol. Sau întârziau, nu știu, dar versetul 8. Suntem în Zaharia. În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre Marea de Răsărit. Nu despre asta ați cântat. A? Dar asta este Ezechiel, capitolul 47, și este Zaharia, capitolul 14. În ziua aceea vor izvorâ ape din Ierusalim și vor curge în stânga și în dreapta, în cele două mări. Toată lumea zice, ce povești, când te uiți la topografia locului, este aproape imposibil. Nu știu dacă e chiar imposibil, dacă citiți cu atenție ultimul capitol din Zaharia, versetul 9. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul în ziua aceea. Încă o dată. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. Și în ziua aceea? Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Domnul domnilor și împăratul împăraților. Un nume pe care nu-l știe nimeni decât El însuși. Nu, astea sunt cuvintele, că le-am citit în Apocalipsa, o fi furat din Zaharia. Dar dacă Domnul vorbește și prin unul și prin altul, eu mă aștept să fie o continuitate de-a lungul Scripturii. Versetul 16. Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului. Observați, va veni armata împotriva Ierusalimului, dar vor rămâne acasă nevestele și copiii. Și toți cei care vor rămâne din neamurile care veniseră împotriva Ierusalimului. Se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului, Domnului oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Asta a fost unul din textele care m-au blocat. Și acum mă întorc la întrebarea ta, Rodica. Trebuie să reconstruiască un templu la Ierusalim? Trebuie evreii să reia ciclul, să pună puntea peste pilonul celălalt, peste prăpastia asta creată între ei? Nu știu, dar am un text înaintea mea care nu știu ce să fac. Decât dacă îl spiritualizez și zic, și atunci înseamnă ce vrei să însemne. Textul continuă. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim, să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor nu va da ploaie peste ele. Acum, nu va da ploaie peste el. În ultimă instanță, dacă nu avem lumină și apă, nu trăim. Nu-i așa? Și în ultimă instanță, Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi în comparație cu Spania și alte țări. Ne-a dat ploaie. Am crezut că sunt la tropice în anul ăsta și nu în România, da? Dar în bunătatea Lui ne-a dat și gheață peste noi. Și de aceea grădina Lui Nora nu mă râde. Da? Nu mă râde. Dar imaginați-vă că este un fel de a vorbi în care Dumnezeu va ști să strângă șurubul. Și în perioada respectivă, legea Lui va fi impusă într-un fel, pentru că El va domni peste întregul pământ. Dacă... Și interesant, începe cu Egiptul, care nu are nevoie de ploaie, zicem noi, pentru că Nilul e acolo, se revarsă și de aici trăiește Egiptul. Dar dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea. Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile, care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Și urmează ultimele două versete. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor, sfinți Domnului, și oalele din casa Domnului vor fi capotirele de jertfă înaintea altarului. Observați, pe diadema marelui preot era scris sfințenie Domnului. Aici, pe zurgălăii cailor, va fi scris Sfinți Domnului. Luați textul și gândiți-vă la mandatul cultural și mandatul preoției. Și am văzut că atunci când le rupem de olaltă, creăm o realitate sau un spațiu al sacrului și un spațiu al profanului. Și noi suntem maestri în a rupe cele două lucruri și duminică suntem cumiți la biserică și luni trăim ca ceilalte neamuri. Atunci se va întâmpla un fenomen, prăpastia dintre cele două spații se va face punte peste ele, nu prin profanarea sacrului, ci prin sacralizarea profanului. Pentru că prezența Domnului va fi acolo, spune Zaharia. Nu uitați când profețește el, după întoarcerea din robia babiloniană, versetul 21. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Toți cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sui și se vor sluji de ele
ca să fiarbă carnea și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea. Și cu asta se încheie profeția. Vă las pe dumneavoastră să o descurcați. Dar întrebarea este, ce să fac cu astfel de texte? Cum să le interpretez? O, pentru asta trebuie să trudesc un pic mai mult, să iau toată cartea, să văd cum e structurată, despre ce vorbește și cum se interpretează o profeție. Eu acum scriu pe ea și nu știu exact ce va ieși. Dar, dacă țineți minte, pe la 20 de ani încep ceva frământări în viețile noastre. Și asta am observat la studenții care vin să studieze la Cluj. Pe de o parte se zbat să-și găsească profesia, pe de altă parte ar vrea să se desprindă de religia părinților lor și să-și aleagă ei Dumnezeul. Da? Dacă, ca și Iacov, dacă, atunci vei fi Dumnezeul tatălui meu, va fi Dumnezeul meu. Și este obligat într-un fel ca să iei propriile tale decizii în relația cu Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate intra pe poartă în locul tău. Acum, la ce ne cheamă pe noi Dumnezeu? La o viață integrată și relevantă, în care am redefinit lucrarea creștină ca fiind orice activitate legitimată de mandatul cultural, indiferent ce profesie ți-ai ales, dar care a fost subordonată conștient și creativ mandatului preoției. În profesia ta tu ești mai întâi preot, apoi ești medic, inginer sau ce-i fi, agricultor, mai întâi preot. Cu alte cuvinte, am fost mântuiți ca să-L slujim pe Dumnezeu, să-L așteptăm pe Hristos. Am fost mântuiți ca să-L slujim pe Dumnezeu. Aș încheia cu câteva întrebări. În primul rând, dacă ar fi să existe un mileniu, care ar fi scopul acestei perioade de 1000 de ani și a domniei lui Hristos în ea? Într-o 1000 de ani de pace, de prosperitate și de impunere a legii lui Dumnezeu, imaginați-vă ce s-ar putea întâmpla cu universul nostru. Mă gândesc, nu cumva Dumnezeu vine și spune, oameni buni, uitați-vă cum ar fi fost istoria ca în Eden să fie ales corect. Cum ar fi fost istoria ca în Eden să fie ales corect? O, Dumnezeu știa ce am ales pentru că era soluția pregătită înainte de întemerea lumii. Deci, în primul rând, este o demonstrație din partea lui Dumnezeu. O demonstrație din partea lui Dumnezeu. Și noi am putea zice, wow, ce am pierdut. Din pricina alegerii lui Adam și din pricina faptului că noi am călcat pe urmele lui cu toții. Ce scrie mai departe, Doru? Oare Hristos va reveni pentru 2 minute ca să încheie socotelile și să pună capăt acestei lumi? Nu. Hristos va veni să domnească pe pământ, să cârmuiască cu un toiac de fier, să-și impună într-un fel. Uitați-vă numai la cei doi martori din capitolul 11 din Apocalipsa. Oricine voia să le facă rău, și un foc din gura lor. Cum se vor întâmpla lucrurile? Nu știu. Hristos va veni, dragii mei, ca să-și curețe și să-și măture casa. Pământul este ograda lui Dumnezeu. Noi am vândut ograda lui Dumnezeu, noi care eram chiriași în ograda lui, am vândut-o celui rău și noi ne-am înhămat la căruța celui rău și am făcut din ograda lui Dumnezeu ceea ce vedeți pe toate planurile. Pe toate planurile. Dar pământul acesta aparține lui Dumnezeu, nu lui Satan. El este creatorul. Versetul 20 din Luca. Atunci când scoate pe duhul necurat din tânărul respectiv și stă liniștit și este acuzat că scoate dracii cu degetul lui Belzebul, Domnul Iisus rostește aceste cuvinte. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Și casa rămâne după o vreme goală, măturată și împodobită. Și te zici, cum se poate? A fost cel mai tare, l-a legat pe cel tare, l-a scos afară, a curățit casa. În pilda Domnului Iisus, noi suntem casa oamenii. Noi suntem casa râvnită, pe de-o parte, duhurile necurate, pe de-altă parte, Dumnezeu. De ce spune textul că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în noi, pe care l-am primit de la Dumnezeu? Și trupul și sufletul nostru sunt ale Lui, în slujba Lui.
Cum se poate ca să fie rămas casa goală și măturată și împodobită, dar fără cel mai tare în ea? Dragii mei, în mod interesant, noi nu avem putere asupra duhurilor necurate, dar îl putem scoate afară pe Hristos. Și de aceea Scriptura te avertizează mereu de lucrul acesta. Dumnezeu nu stă cu forța în inima nici unuia dintre noi. Dar acum, imaginați-vă că mut parabola aceasta, pilda, pe un alt plan, pe planul întregului pământ, ca și casa lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat universul acesta, a fost ziua întâia, ziua a doua, ziua a treia, ziua a patra, ziua a cincea, ziua a șasea. Cine a fost creat în ziua a șasea? Omul, din țărâna pământului. Dar tot pământul era, toată casa era mobilată deja, nu-i așa? Pentru că totul era la locul lui. Cu alte cuvinte, am intrat în casa lui Dumnezeu, gata mobilată de el, și mi-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Cu alte cuvinte, locuiți în casa mea, ca și chiriașii mei. De ce evreii nu puteau vinde pământurile? Pentru că pământurile erau ale Domnului. Vindeai doar secerișurile, nu? Pământul era al Domnului. Dacă mut pe planul mai mare lucrurile, Hristos va veni să-și curețe casa. Și în 1000 de ani se va întâmpla ceva în casa lui pe care noi am făcut-o praf prin neascultările și aservirea noastră față de cel rău. Ca al doilea Adam, Hristos va veni ca să recâștige ceea ce de drept este a lui și ceea ce noi am vândut celui rău prin primul Adam. La a doua lui venire, Hristos îl leagă pe cel tare printr-un înger și îl scoate afară din casă, după care sub domnia lui de 1000 de ani casa va fi măturată și împodobită. Well, în ce măsură? Nu știu, vom vedea în capitolul 20 un pic mai încolo, dar există ultima zvâcnire a diavolului și eu cred că uitându-mă la voi trebuie să mă opresc pentru că jumătate din voi ați adormit. Fericirea mea este că nu vă văd și că puteți dormi liniștiți, eu cred că vă rugați pentru mine. Și înainte să citesc ultimele versete, știu că Sami Ghica nu mai poate răbda și mă opresc să-l ascult. Dacă îi dai un microfon. În primul rând, simt nevoia să mărturisesc că nu mă aflu în nicio cutiuță teologică. Nu ai? Nu mă aflu în nicio cutiuță teologică. S-o crezi tu. Pe acest subiect. Nu, pe acest subiect. Pe acest subiect. Pe acest subiect. De completare. Am făcut o scurtă pauză ca să... Noi tocmai am terminat cartea Isaia anul acesta și într-adevăr Isaia 11 și pasajul din 65 au fost parte din mai multe pasaje pe care le-am lăsat cumva în aer. Eu am o întrebare din Isaia 65. În adevăr, când îl așez lângă Apocalipsa 21, sunt lucruri care nu se potrivesc. În același timp, sunt și afirmații care sunt identice, în schimb, în momentul în care te apropii de ele, tot nu se potrivesc la interpretare. Versetul 17. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Așa că nimeni nu își va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Acum, eu când mă uit în Apocalipsa 21 și vorbesc despre lucrurile din tâi, o simplă paranteză, îmi dau seama cât de complicat e subiectul, că inclusiv a adresa o întrebare foarte complicat. Încearcă să o pui simplu. Greu lucru îmi cereți. În Apocalipsa 21, în momentul în care vorbește despre lucrurile din tâi care au trecut, sunt cele care au în centru păcatul din om. Ei, dacă mă duc în Isaia 65 și vorbesc despre aceste lucruri dinainte, de care nimănui nu-i vor mai veni în minte, nu am cum să vorbesc despre cele despre care vorbește Apocalipsa 21, pentru că imediat după aceea avem pe cei care mor la vârsta de 100 de ani, pe cei care au suferințe. Și atunci, aceste lucruri din tâi ar putea fi în exclusivitate o reabilitare totală a naturii, cu excepția omului? Ceea ce știu este că nici în domnia de 1000 de ani lucrurile nu se vor rezolva definitiv. Ține de ultima zvâcnire a șarpelui. Da? Ultima sfâcnire a diavolului,
care iese din temnița lui, fluieră și adună o armată ca nisipul mării împotriva Ierusalimului, împotriva guvernării cristice care a fost așezată pe pământ. Nu uitați în Apocalipsa 11, când balaurul se ridică din adânc, cei doi martori sunt omorâți și stau în văzul întregii planete și mulți se bucură și își trimit daruri unii la alții. Și zic, wow, bine că am scăpat de oamenii ăștia. El se va ridica din adânc ca să spună exact ce a spus Evei în Eden. Sunteți opriți ca să mâncați din rodul tuturor pomilor? A zis Dumnezeu că veți muri? Nu e adevărat, uită-te la mine. Eu am făcut treaba asta și sunt bine mersi și aici în grădină, lângă Dumnezeu. Cu aceeași minciună va veni și atunci. Haideți să luăm din mâna lui Dumnezeu dreptul de a hotărâ binele și răul. Destul ne-a ajuns domnia lui. Și atunci se va coborî focul din cer. Deci, dacă nici măcar domnia lui Hristos nu va eradica păcatul din inima oamenilor, atunci trebuie să iau textul în alt sens, că n-am ce să fac cu el. Ok, ok, și de acord. În schimb, sunt în versetul 17 lucruri din cele din tâi de care nimeni nu își va mai aduce aminte. Și eu văd, spre exemplu, în Romani, capitolul 8, cum Pavel face o diferențiere între... sau nu face o diferențiere, vorbește despre două lucruri diferite care se vor întâmpla deodată. Reabilitarea fiilor lui Dumnezeu primind trupuri de slavă și în același timp o revigorare totală a naturii, lucruri care vor avea loc deodată. Acum vine întrebarea. Dacă acest lucru este adevărat, și anume că în momentul în care a loc prima înviere, primirea trupurilor de slavă se întâmplă concomitent cu această revigorare a naturii, o revigorare totală, dacă citesc eu corect 65 cu 17, de ce Dumnezeu până la urmă totuși va distruge primul pământ și cerul pământ, pentru că el a avut parte de o revigorare, dacă citesc eu corect 17, o revigorare totală? Revigorare totală sunt cuvintele tale, dar... cum aș putea să explic pentru mine ca să scap din kinga pe care, sau din plasa pe care mi-ai întins-o, este dacă am avut o perioadă complicată, de pildă, peste noapte, Julie se îmbolnăvește de cancer, vin luni seara și camera noastră e plină și tăcere și nu știu ce se întâmplă și mă așez între ei și zic, ora 10, ce caută toți ăștia aici, eu am venit să mă culc. Și Filip își deschide gura, zice, am cancer. Și dacă venim acasă din America, după ce ne-am tras sufletul și cumnată mea spune, cancer de pancreas. Și când merge fratele meu cu ea la medic și își face un ecograf, zice, aveți cancer la rinichi. Câți ani ar trebui să treacă după vindecarea tuturor acestora să nu mai aduc aminte de aceste lucruri? Uitarea este un lucru pe care Dumnezeu mi l-a dat și este un har incredibil. De pildă, nici măcar o dată nu mi-am adus aminte de cancerul lui Julie în astea două săptămâni. Ei, sâmbătă au plecat, noi am venit acum luni. Sâmbătă au plecat, două săptămâni au fost la noi. Am uitat de ea. De bucurie că o văd în mijlocul copiilor. Și atunci, eu cred că aș putea să iau și în sensul acesta lucrurile. Da? Și când zic, nu mai aduc aminte de cancerul lui Julie, nu mai vorbesc despre ea, pentru că Dumnezeu în bunătatea lui s-a atins de ea și a păstrat-o în viață lângă copiii ei și văd bucuria ei și a copiilor. Și atunci, într-un fel, asta nu înseamnă că dacă stau și îmi scormonesc mintea, dragii mei, greu sunt lucruri care nu le poți uita niciodată. Eu nu uit mirosul de parfum cu care vecina mea a dat catafalcul tatălui meu și aveam 9 ani. Nu pot să sufăr mirosul acela. Cum l-am păstrat de la 9 ani până acum? Nu știu, spuneți-mi voi, care sunteți medici. Dar Salma Curley, ca așa îi spune, da? Era unguroaică vecină noastră, nici nu pot să mă apropii de mirosul respectiv. Ei, nu uit. Și cu toate acestea, sunt atâtea lucruri care le-am uitat. Rugați-mă să pun pe hârtie toate lucrurile și jignirile lui Nora față de mine. Nici dacă mă tăiați în bucăți. Eu nu țin minte, dacă îmi faci un rău, m-am împăcat cu tine, eu nu le mai țin minte, nu mă mai întreba despre ce a fost vorba. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru uitarea asta care mi-o dă. Nu știu cum o să fie. Dar în mod evident, Isaia 65 nu-l pot spune peste
Apocalipsa 21. Pentru că în Apocalipsa 21 toți vrășmașii lui Dumnezeu, inclusiv moartea, sunt în iazul de foc. Acolo este altceva. 21-22, citatea lui Dumnezeu, nunta mielului, altceva. Aș avea și o întrebare. Am înțeles din text că vor fi practic patru categorii de oameni. Cei morți în Domnul, cei morți în cel rău, cei care sunt vii în Domnul și cei care sunt vii în cel rău. Peste cei care sunt vii și morți în Domnul, Dumnezeu va pune trupuri noi și vor domni, vor cârmui cu un toiac de fier peste cei care sunt morți, sunt vii sunt în vii, cel rău. Cei morți nu vor învia. Cei morți în cel rău nu vor învia. Da. Deci ei au practic o stare de inconștiență, să înțelegi. Dar sunt o mulțime de morți spirituali cește. Da, dar peste aceștia, într-un fel, cei vii, cei care vor învia în Domnul, vor cârmui cu un toiac de fier și vor preoți în același timp. Acum, acestora am înțeles că capacitatea de a face răul le-a fost limitată prin domnia lui Hristos. Prin și aruncarea legarea lui Satan. Da. Ok. Întrebarea mea este ce peste cine va cârmui cu toiagul de fier și peste cine vor preoți? Am pus întrebarea și am văzut că capitolul 19, versetele 11 la 21, în care cu sabia gurii lui va veni și va omorâ și păsările cerului vor mânca carnea împăraților, pământului, a căpitanilor, celor mai, cailor și așa mai departe, toate le. Faptul că va fi decapitată guvernarea mondială, asta nu înseamnă că toți vrășmașii lui Hristos nu vor mai exista. Pământul va fi plin de oameni și viața va continua în societatea noastră. Dar legea lui Dumnezeu va fi impusă pentru că va fi singurul Domn. El va împărăți peste tot pământul. Am citit textul din Zaharia tocmai cu acest scop. Dumnezeu va avea capacitatea într-un fel să strângă șurubul asupra oricărei familii a pământului prin restricționarea ploii sau a lucrurilor materiale prin care viața este posibilă. Și în felul acesta, oamenii, într-un fel, vor fi forțați să intre în strunga lui Dumnezeu, dar nu le va conveni povestea asta. Și de aceea, când Satana este eliberat, se adună în jurul lui și focul din cer trebuie să pună capăt, după care vine judecata. Deci oamenii vor avea posibilitate să se pocăiască și în acea perioadă? Probabil. Dacă eu citesc textul, că nu înțeleg de ce ar domni Hristos în vremea respectivă, Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci se întoarcă de la păcatele lui să trăiască. Și atunci, eu cred că dacă e adevărat textul din Petru pe care l-am citit, în care a fost omorât în trup și a înviat în duh, în care s-a dus să provoiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătită în vremea lui Noe, dacă Dumnezeu, generația aceea care n-a avut mărturie, le-a făcut harul să audă ceva din gura lui Hristos, încep să înțeleg inima lui Dumnezeu. Iadul n-a fost făcut pentru om, ci pentru diavolul și îngerii lui. Și atunci Dumnezeu va folosi orice situație. Acum, întrebarea complicată care urmează după câteva versete din fața voastră este: de ce mai trebuie dezlegat Satana? Dragii mei, pentru un singur lucru. Pentru că noi am trăit în comunism, unii dintre noi, că suntem mai bătrâni, și ce am auzit întotdeauna, că omul nou poate fi făcut de un nou sistem social, nu-i așa? Și America este bântuită de aceeași pecingine la ora asta. Da? Vor comunism și socialism americanii. Și nu pricep că toată istoria a dovedit faptul că lucrul ăsta nu duce absolut nicăieri. Orwell, 1984. Ce să vă spun mai multe? Unii sunt mai egal ca ceilalți și așa va fi totdeauna. Cât păcatul este în noi, suntem întors spre noi înșine. Și de aceea cred eu că și în perioada asta în care Hristos va domni, unii oameni vor zice, nu avem nevoie de El. Și eliberarea lui Satan va dovedi faptul că, indiferent ce sistem social și economic și politic ar fi pe pământ, indiferent, problema omului nu poate fi rezolvată. Altfel, jertfa lui Hristos a fost absolut inutilă. Da? De ce a trebuit să moară Hristos?
Era singura soluție a lui Dumnezeu, ca el să fie în Hristos împăcând lumea cu sine. Nu este altă soluție pentru ea. Dar toate astea vor fi demonstrate în istorie. Well, vă las pe voi să răspundeți la întrebarea asta. Dar dacă mă uit la Dumnezeu și la planul lui de mântuire și la ce îmi spune Scriptura în mod explicit, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Toma, cum a fost mântuit? Iacov, Ioan, Petru, apostolii, cei 500 de frați după înviere, cum au fost mântuiți? Well, în prezența celui înviat, nu? Sau în prezență, ce-am văzut, ce-am pipăit, ce-am auzit, aceea vă vestim și vouă. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus îi spune doar atât la Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți. Cuvântul întrupat este înălțat, cuvântul scris este lăsat în locul lui. Și acum eu citesc ca nevăzătorii. Pe Hristos, pe paginile Evangheliei, să mă întâlnesc cu El, să mă plec la picioarele Lui. Dacă cei 500 de frați care l-au văzut pe Domnul, unii, cei mai mulți sunt în viață, ceilalți au adormit, au putut fi mântuiți în prezența celui înviat. Eu cred că nici în cealaltă perioadă nu este exclus lucrul acesta. De ce cei mai mulți, în ciuda tuturor dovezilor, nu vor crede? Nu vor crede. Te rog. Eu câteva întrebări. În baza celor prezentate până aici, să înțeleg că cei ce vor învia vor avea parte de prima înviere, respectiv cei vii care vor primi trupuri de slavă, vor conviețui cu oamenii care, de fapt, nu au trupuri de slavă, nu? Deci Hristos cu ai Lui, în trupuri de slavă, trebuie să conviețuiască în mii de ani cu oameni care, de fapt, sunt din pământul ăsta. Care întrebarea mea este, la ce spui tu, am undeva vreo dovadă că așa ceva ar fi posibil? Avem, la învierea Domnului Iisus Hristos. 40 de zile, exact. Nu? 40 de zile. L-avem pe cel înviat în trup de slavă, care intra prin uș, da? A mâncat fagurul de miere și peștele, care a fost cu ucenici. Li s-a arătat deseori, timp de 40 de zile, vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. După care s-a înălțat din mijlocul lor. Cum va fi lucrul acesta? Nu știu. Toate textele care le-am citit sunt înaintea mea. Trebuie să fac ceva cu ele. Afară de faptul că le spiritualizez și atunci am găsesc o cutie teologică în care să explic lucrurile altfel decât sunt scrise. Și dacă în mii de ani cei care vor greși vor muri la 100 de ani ca și păcătoși, cum ne explicăm ultima zvâcnire asta a diavolului care va chema pe ai săi? Eu nu mi-o pot explica decât citind textul. Și uitați-vă textul, în momentul în care este eliberat, adună oaste ca nisipul mării. Întrebarea mea este, cine sunt aceștia care vin împotriva Ierusalimului? Și citiți toată povestea și aici aveți pe Gog și Magog din capitolul 20. Când se vor sfârși sau se va împlini domnia de 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și atunci va aduna toată această alianță pe Gog și Magog, Gog din Magog îl am în Zaharia, data viitoare vom povesti despre el. Și în momentul acela se vine un foc din cer și el este aruncat în iazul de foc și se pune capăt într-un fel. Vis-a-vis de iazul de foc, am văzut că cei care, dacă ar fi să prioritizăm cumva cei care vor ajunge în moartea a doua în iazul de foc, surprinzător pentru mine, capul de listă începe cu cei fricoși. Eu mă gândeam că ar trebui să înceapă cu cei închinători la idol și culmea că începe cu cei fricoși. Să înțeleg că cei fricoși sunt creștinii care nu își asumă practic credincioșia vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos prin trăirea lor ca atare. Diavolul te controlează prin trei lucruri.
Frică, rușine și vinovăție. Frică, rușine și vinovăție. Nu știu cum s-a întâmplat cu voi. Ați fost în biserică, a fost o evangelizare, pastorul a făcut o chemare. Care dintre voi vă aduceți aminte de zbaterea lăuntrică, incredibilă? Te simți că ești legat de scaun, că nu te poți ridica. Te gândești, ce o să zică colegii mei, ce o să zică nevastă mea, ce o să zică soțul meu, ce o să zică copiii mei. Sunt fică de preot, voi fi renegată, scoasă din casă. Cine se va rușina de mine și eu mă voi rușina de el înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui și a îngerilor din ceruri. Cu alte cuvinte, frica de oameni, frica de Dumnezeu este pozitivă, frica de oameni este aducătoare de moarte. Și atunci sunt atâția care stau ani și ani de zile pe băncile bisericii și ceva îi ține. Au priceput lucrurile? Trebuie să iau o decizie. A crede înseamnă la o decizie. N-au puterea să o facă. Pentru că au tot felul de alte gânduri în minte. Și atunci întrebarea mea, oare la întâmplare fricoșii sunt primii pe listă? Hristos a muvit să ne izbăvească de frica morții. Frica morții este doar ultima veriga lanțului. Toate celelalte frici sunt parte din lanțul acesta. Dragii mei, când mi s-a născut întâiul născut, Emanuel, Beniamin Emanuel, era o perioadă tulbură din punct de vedere politic și atunci eram înregimentat să fim duși pe prut. M-a apucat o frică incredibilă, pentru că aveam un om născut în casă și știți ce se întâmplă când ai o gămălie de asta mică care e absolut neputincioasă. Și știu că mergeam la servici 45 de minute pe jos. Eram șef de atelier la o sculărie, 45 de minute pe jos și îmi repetam versetele. Și unul din versetele care într-o dimineață mi-a venit înainte era din Apocalipsa 3:10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu în ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe toți locuitorii pământului. Dragii mei, repetând versetul, la un moment dat Duhul lui Dumnezeu a luat frica din inima mea și m-a eliberat. M-a eliberat. Dar de-a lungul vieții avem tot felul de frici. Tot felul de frici. Frica cea mai mare este frica de moarte. Și când bate ceasul, ai vrea să fugi de ea. Dar Hristos a venit, a murit și a înviat să nimicească pe cel ce are puterea morții și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Imaginează-ți că ești un ulcior cu trei toarte, frică, rușine și vinovăție. De oricare te poate apuca dracu, ești a lui. Și spun cei care, de pildă Richard Wurmbrand, care noaptea când se bătea la ușă, trebuia să împacheteze, să lași nevasta și copiii să pleci. Știți ce au învățat oamenii aceștia? Să-și pună nevestele și prunci în mâna lui Dumnezeu, ca să nu mai poate fi manipulați. În mâna lui Dumnezeu, Doamne, eu aveam 9 ani, sora mea 8 ani, celalți doi frații ai mei un pic mai mari ca mine și tatăl meu 42 de ani. Și a fost operat pe creier, a reușit prima operație, atunci stăia calota complet jos, deschidea cutia și operau cu ce aveau la ora respectivă. A trebuit să intervină a doua oară și i s-a oprit inima. A plecat la Domnul. Mama mea era lângă spital, eu și sora mea mai mică eram la o mătușă. Și mama ne-a povestit, în momentul în care tatăl meu a murit, s-a pus în genunchi, avea 90 ceva de ani când ne-a povestit treaba asta. Și a zis, Doamne, mi l-ai luat pe Ilie. Eu îți dau ăștia 4 copii, dacă las să moară de foame, e treaba ta. Și toată viața ei n-a cerut de la nimeni niciun ou, nici o lingură de zahăr. Toți vecinii, eram într-un bloc cu 8 apartamente, toți vecinii veneau la ea. Noi nu ne-a dat voie să facem lucrul acesta. Pentru că ea a făcut o rugăciune la moartea tatălui meu. Ți-i pun în mână, să ai tăi. Tu ai zis că ești tatăl orfanilor, ai grijă de ei. Ea nu lucra, n-avea pensie, n-avea slujbă și avea 4 copii. Am fost tânăr, am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprienit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Dar în felul acesta ești eliberat de frică. Imaginează-ți câte trec prin capul unei femei care a rămas văduvă cu 4 prunci
și cu un adolescent rebel. Da? Patru prunci și un adolescent rebel. Câte poate să-ți treacă prin cap? Ce se întâmplă mâine? De unde? Cum? Ei, momentul în care pui asta în mâinile Domnului, ești liber. În ultima instanță, El îi stăpân pe viața ta. Ți-o numărat zilele înainte să poți vreuna din ele, spune Scriptura. Mm. Vis-a-vis de mii de ani, când vom domni și vom fi cu ajutorul Domnului, vom împărăți cu El, vom fi preoții Lui. Când am citit locul acela unde spune că Domnul va conduce cu un toiac de fier și când astăzi mi-ați confirmat că va impune legea, mă întrebam și eu atunci, la vremea aia, de ce e nevoie sau cum ar putea, de unde oamenii ăștia care nu se vor supune decât sub un toiac de fier lui? Și mi-am dat seama că, de fapt, sau întrebarea este, de fapt, nu din cauza firii omului vor păcătui aceea și vor asculta scrâșnind de dinți, astfel încât, atunci când Satan e din nou dezlegat, va avea de unde să culeagă destui, pentru că mulți vor asculta formal de Hristos sau dimpotrivă, chiar nu vor asculta. Am citit textul. Deci firea omului... Orice familie a pământului care nu se va sui, nu îl va recunoaște pe Dumnezeu, nu se va închina înaintea lui, Dumnezeu va trebui să strângă șurubul. Da, și eu cred că El are și capacitatea și știința și puterea să o facă. El zice, se face, poruncește și poruncește a ființă. Am vrut să scot în evidență și să întreb că de vreme ce Satan nu e prezent, e suficient deja sămânța lui Satan în fire. Corect. Și aici era întrebarea mea. Și aici era răspunsul tău, nu întrebarea ta, ci într-adevăr, odată atins de păcat, fără jertfa lui Hristos nu este nădejde. Și asta va demonstra, într-un fel, eliberarea lui Satan, care, indiferent ce sistem politic, social și economic ai instituit pe pământ, uitați-vă la noi, am schimbat toate partidele care le putem schimba, de aia se fac altele noi ca să ne mai mintă încă o dată. Și uite așa am îmbătrânit și am fost tineri și vedem că lucrurile merg din rău în mai rău, da? Din rău în mai rău. Dar nu numai la noi, dragii mei, pe toată planeta, pe toată planeta. Te rog. Aș vrea să întreb și eu un lucru. În Apocalipsa 20 este destul de clar pasajul că o categorie a martirilor vor învia și vor împărăți cu Domnul. Da. Și cei cărora Isisul le-a tăiat gâturile, da? Sub ochii noștri, la televizor. Nu știu. Și ei au plătit pentru credința lor. Da. Dumneavoastră ați făcut cumva egal și între capitolul 4 din 1 Tesaloniceni și cei care sunt menționați aici în Apocalipsa 20. Toți care au murit în Domnul vor guverna cu Iisus în mii de ani, asta ar fi o întrebare. Și aș mai avea o întrebare, cei din Vechiul Testament care au murit credincioși vor învia și ei acolo, vor împărăți și vor guverna și ei cu Iisus? Deci, poporul lui Dumnezeu este format din credincioși din Vechiul și din Noul Testament. Cu alte cuvinte, când Hristos va veni, toți ai Lui, pentru că vom sta la masă împreună cu Avraam, Isaac și Iacov, nu-i așa? Cu alte cuvinte, nu suntem noi singuri, ci există un popor al lui Dumnezeu pe care îl va aduna și din Vechiul și din Noul. Diferența dintre noi și ei este că există o bază obiectivă și o bază subiectivă pentru mântuire. Baza obiectivă este sângele întrupatului Fiul al lui Dumnezeu pentru toți de-a lungul întregii Scripturi. Baza subiectivă este să cred în ceea ce îmi cere Dumnezeu la ora respectivă în istorie. Dacă Dumnezeu mi-ar spune, și v-am spus treaba asta de câteva ori de-a lungul conferințelor, stai cu povestea asta pe cap 5 minute și vei fi mântuit, voi fi mântuit? Dar nu pentru că am stat cu asta pe cap 5 minute, pentru că am crezut pe Cel ce l-a înviat pe Hristos din morți, spune Pavel. Am crezut vorbirea lui Dumnezeu. Ori de-a lungul istoriei, Dumnezeu a vorbit în fel și chip oamenilor. Și asta mie îmi spune că cei care n-au auzit de Hristos niciodată, Dumnezeu nici pe ea nu-i mătură din istorie, pur și simplu. Dar în momentul morții lui Hristos și a trimiterii noastre,
mandatul pe care l-am primit. Cele două aspecte se adună la oaltă. Pentru că acum Dumnezeu nu-mi spune să stau cu povestea asta pe cap sau să-mi aduc jertfa la altar, ci Dumnezeu îmi spune să cred în Iisus Hristos. Și atunci baza subiectivă și obiectivă se adună la oaltă. Dar într-un fel, toți suntem plătiți cu același sânge. Nimeni nu ajunge în prezența lui Dumnezeu decât îmbrăcat cu neprihănirea Fiului Său, mirele ceresc. Și mireasa e formată din credincioșii din Vechiul și Noul Testament. Asta-i mântuirea, dar împărăția Domnului. Și acolo, toți cei care vor fi biruit, ori biruința a păzi poruncile lui Dumnezeu, ar putea să includă pe credincioșii din Vechiul Testament. Sigur că da. Și credința în Iisus Hristos îi adună pe cei din Noul Testament. Și atunci pe toți îi pune în contrast cu cei care vor primi numărul și numerul fiarei și care mânia lui Dumnezeu va fi peste ei, da? Chinul mâniei lor sau fumul chinului mâniei se ridică spre cer. Textul din capitolul 9, versetele 9 la 14, la 12. Și atunci eu cred că vor fi credincioșii. Cineva mi-a pus o întrebare și eu n-am răspuns la toate. Cum vor încăpea toți pe planeta asta? Iertați să-mi fie, dar Domnul Iisus spune, largă e calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea și îngustă e calea care duce la mântuire. Ups! Și dintr-o dată nu o să mai am... Și atunci întrebarea este pe care din căi mă aflu astăzi. Totuși va fi o mulțime pe care nimeni nu l-a putea număra. Corect. Și cred că e o întrebare validă asta. În pământul ăsta, cum vor să aude? Nu se aude fără microfon, deci... I s-a tăiat microfonul în Parlament pentru că a început să vorbească pe lângă. Iartă-mă. Aveți vreo explicație legată de sărbătoarea corturilor? De ce sărbătoarea corturilor și nu, de exemplu, sabatul? Dragul meu, este una din frământările mele. Am scris zeci de pagini pe povestea asta încercând să găsesc o explicație la toată povestea. Și nu cred că pot să-ți răspund acum, dar aș putea să mă întorc și să mă gândesc la semnificația sărbătorii corturilor. De pildă, în Ezechiel e pomenit Paștele, da? În Ezechiel, în ultima parte, 40 la 48. Dar de ce sărbătoarea corturilor? Păi evreii la sărbătoarea corturilor, când luau crengile și își făceau corturile în tot Ierusalimul și participau la templu, la închinarea Domnului, erau două ritualuri extraordinar importante, vărsarea apei și sărbătoarea luminilor. Sărbătoarea luminilor. În primul rând, în corturi își aduceau aminte de izbăvirea din Egipt, de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, de-a lungul acelor 40 de ani de peregrinări prin pustie în care nu le-a lipsit nimica, dar mai mult nu s-au împuținat, s-au înmulțit. Când se face noua numărătoare, zgata de intrat în țară, sunt mai mulți decât au fost înainte. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost credincios peste ei. Ori în sărbătoarea corturilor este o sărbătoare a mulțumirii, o sărbătoare a proslăvirii credincioșiei lui Dumnezeu față de promisiunile lui. Și atunci aș putea să înțeleg, da, dar ce caută jertfele acolo? Asta e o întrebare și mai complicată. Ce caută jertfele? De ce toate oalele din Ierusalim sunt sfinte? Pentru că vin neamurile și au nevoie să-și fiarbă carnea și atunci bat la ușile oamenilor și iau oalele, da, toate erau sfințite. E foarte complicat să pricep treaba asta când mă gândesc la Isaia 5:3 și la tot ce a urmat după aceea. Pentru că Isaia 65 îmi spune, după Isaia 53, să aduci o jertfă, un miel. Oricine a poruncit treaba asta? Dumnezeu. Este ca și cum ai suci gâtul unui om. A omorât un om sau ai suci gâtul unui câine? Ei, să te întorci înapoi în lumea umbrelor când a venit realitatea, asta este greu de înțeles pentru mine. Dar textul este acolo, pot să-l verific în ebraică, să vedem dacă nu cumva a strălucit Cornilescu, eu la câte variante de text m-am uitat, nu, ele sunt acolo. Și atunci întrebarea este, sunt într-o carte profetică, sunt în prezența unui om care vorbește celor din vremea lui, pentru că asta este esența profetului și a profeției. Profetul nu urlă la lună, la lupul, pentru
destinatari care vor veni cândva, undeva, cumva, ci El vorbește oamenilor din jurul Lui. Și de aceea vorbește într-un limbaj pe care să-L poată pricepe cei din jurul Lui. Întrebarea este, care e adevărul universal din spatele vorbirii Lui? Am amintit unul dintre ele. Spațiul dintre sacru și profan va dispărea, nu prin profanarea sacrului, cum se întâmplă astăzi în biserici, care aduc lepădarea de credință, dragii mei, ci prin sacralizarea profanului. Povestesc cei care au asistat la trezirile spirituale din Anglia, că în momentul în care Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat la turnura secolului, 1904-5, dragii mei, nici măgarii care trăgeau vagoneții cu cărbune nu mai știau ce au de făcut. Pentru că au fost învățat cu înjurăturile celor care, și acum nu mai pricepeau comenzile oamenilor, cădeau în genunchi în mijlocul străzilor și începeau să-L laude pe Dumnezeu la revărsarea aceea Duhului Sfânt. Și Martin Lloyd-Jones, care a studiat fenomenul trezirilor spirituale, zice, numai repetarea rusalilor poate explica ceea ce s-a întâmplat în istorie. Numai revărsarea Duhului Sfânt poate transforma valea de oameni morți care umblă în două picioare și aleargă după deșertăciune într-o oaste puternică pentru Domnul. Și aproape că trebuie să ne oprim să strigăm, vino, Doamne Iisuse, cu Duhul Tău din nou, fă ceva în istoria asta noastră. Se mai poate o întrebare? Da, te rog, dacă ai un microfon, da, trebuie să ridicați o mână. Nu știu ce mă spune. Ok. Poate ați răspuns de-a lungul conferinței la întrebare, dar n-am prins eu răspunsul. Și am rămas cu întrebarea, da. În Apocalipsa 20 apare că cei care, deci fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere, asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani. Și în Isaia 65, acolo apare că vor fi totuși oameni care vor fi murit la 100 de ani și vor fi blestemați ca păcătoși. Este vorba de aceeași categorie de oameni sau de... Nu, este vorba de două perioade istorice diferite. Ok. Da? Și de-aia am spus, deși Isaia începe, Isaia 65 cu versetul 1, cu un cer nou și un pământ nou, când mă mut în Apocalipsa, e foarte importantă discuția asta pentru ceea ce va urma cu Gog și Magog sau Gog din țara lui Magog. Pentru că cuvintele fiind aceleași, tendința noastră este să suprapunem textele. Ori, când mă uit de pildă la textul din Apocalipsa, toți dușmanii lui Dumnezeu sunt deja măturați în iazul de foc. Inclusiv judecata a avut loc în capitolul 20 de la 11 la 15. Și nu mai au ce căuta păcătoșii care mor blestemați la 100 de ani. Și atunci elementul ăsta mă obligă să mă întreb, da, sunt cuvinte asemănătoare, dar este vorba despre același lucru? Sau sunt perioade istorice diferite, evenimente diferite, situații diferite? Și elementul ăsta va trebui să rezolvați prin detaliile textului. Prin detaliile textului. Dacă sar peste text și iei doar ceea ce ți se potrivește, poți foarte ușor să pui textele peste o altă. Întrebarea era, cei care mor din Isaia 65 sunt din cei credincioși sau din cei necredincioși care mor la 100 de ani? Asta era întrebarea. Dacă suntem în perioada domniei de 1000 de ani și nu suntem în perioada de după, atunci vor conviețui oameni de două feluri, și credincioși și necredincioși. Ultima zvâcnire a lui Satan dovedește lucrul acesta. Când se va aduna mulțimea aceea, ea trebuie să vină de undeva, din cele patru colțuri ale pământului vor fi adunați. Cu alte cuvinte, în perioada respectivă vor fi oameni care se vor supune lui Dumnezeu de teamă, pentru că Dumnezeu va închide robinetul dacă nu vor face, dar a căror inimă nu este transformată, sămânța aceea păcatului de care vorbea Claudia, odată ce l-a atins pe om, numai jertfa lui Hristos o poate rezolva. Și de aceea, eliberarea lui Satan este ultima demonstrație a lui Dumnezeu care va încheia istoria, pentru că el ne va spune atunci clar, puteți schimba câte sisteme sociale, politice, economice doriți, nu asta e soluția pentru om. Fiul meu n-a murit la întâmplare. Iar cel care calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, pângărește sângele legământului care a fost sfințit și batjocurește Duhul Harului, cade în mâinile Dumnezeului celui viu și grozav lucru este să cazi acolo. Ultima întrebare.
Nu de alta, mă gândesc la ora 7 și... Pe măsură ce discutăm, tot vin întrebări. Adresez ultima întrebare. Are loc prima înviere. Tot credincioșii... Ade, Doamne, ziua aceea, mai departe. Abia aștept. Toți credincioșii primesc trupuri noi de slavă. Mântuitorul spune, când vei primi trup de slavă, veți fi ca îngerii, nu vă veți mai mulți, deci sigur această categorie de oameni nu vor mai avea relații fizice cu cei care sunt din cei necredincioși. Adică dacă eu sunt soț care am avut parte de prima, o iau efectiv statistic. Dacă eu am fost un soț care am avut parte de prima înviere, nu mai am cum să mă apropii de soția mea care este din cei necredincioși. Asta așa că bucură-te de acum. Nu, vorbesc. Dar acum întrebarea mai vine la ceilalți. Ei vor continua să se mulțească? Își vor continua viața exact ca înainte? Pentru că dacă ei nu continuă să se mulțească, atunci cum să reziste 1000 de ani? Pentru că toți vor muri în 100 de ani? Că sigur nu vor fi credincioși. Am spus, Scriptura este scrisă cu un scop, îmi răspunde la întrebările intenționate de autorul divin și uman, dar răspunsul nu mă satisface pentru că îmi naște o mulțime de alte întrebări. Acum, ce am încercat să facem în săptămâna asta? Să armonizăm texte diferite pe care tesalonicenii nu le aveau. Aveau o parte din Vechiul Testament, nu știu cât pricepeau din ele. Apostolul Pavel vorbește despre înviere, vorbește despre toate lucrurile acestea. Imaginați-vă oameni care aveau o cultură religioasă, pentru că erau în sinagogă. Aveau 16 secole de religie. Dar avantajul nostru este că avem toată Scriptura și avem o mulțime de texte. Acum, dacă am greșit, Domnul să ne ierte. Pentru că vă uitați la tema aceasta, cel puțin ce se discută în aceste zile pe internet despre venirea Domnului. Eu nu sunt expert în treaba asta, dar după ce am studiat toate cărțile pe care le-am luat ca afluenți, m-am lovit de aceste texte și în mod special în Tesaloniceni, capitolul 4 mi-a ridicat întrebări care m-au obligat să mă întind în altă parte. M-am ferit de o abordare tematică de când mă știu. Și poate și acum am greșit, dar vă las pe voi să judecați. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Sami, ai microfonul? Și dacă nu l-ai, vocea ta e destul de puternică, să mulțumești pentru seara aceasta și pentru masa care urmează. Doamne, cunoaștem în parte. Dar, Doamne, îți mulțumesc că Duhul Tău cel Sfânt nu ne lasă să stăm neliniștiți, ci ne provoacă, ne îndeamnă în fiecare zi să căutăm fața Ta, să Te cunoaștem pe Tine și din acest proces apare sfințirea. Doamne, îți mulțumesc pentru astfel de discuții, pentru astfel de preocupări, pentru că în mijlocul acestui pământ care se strică de la o zi la alta, încă mai există frați și surori ai Tăi care sunt preocupați să Te cunoască pe Tine. Dar, Doamne, îți mulțumesc pentru aceste seri, pentru aceste zile minunate. Doamne, îți mulțumesc și pentru bucatele pe care le dai, pentru trupul acestea trecătoare. Fie numele Tău binecuvântat pentru toate cele pe care le dai. Amin. 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 Înainte să mergeți în pauză, vă aș